Păi la Luis Munteanu n-a fost, la Luis Munteanu ai ca să spun secretul care a fost. Eu i-am făcut direct din prima 1,5 milioane oferta, numai că am aruncat-o în presă 1,2 milioane. Cu gândul că dacă Șucu pulsează el peste, că el mi-a spus mie impresarul, ce domnule, nu ți ascund. De la tine, de aici, de la palat, mă duc la Șucu să vorbesc cu el. Și că am zis, du-te. Înțelegi? Dar eu am aruncat repede în presă 1,2 milioane înainte să ajungă impresarul la Șucu. Ca să nu-l creadă pe el că am dat toată, nu azi becare, becare azi 1,2 milioane. Înțelegi? Eu pot să dau 1,3 milioane, dai mai mult cum ar veni. Pentru că dacă nu, dacă pulsezi, pulsezi 100, pulsezi 200. Dar pulsezi mai mult, nu? Și atunci s-a dus, a vorbit, a ieșit repede, a zis, băi, Gigi, n-am stat prea mult, că oferta ta e departe față de alu Rapid. Și am stat și aseară m-a sunat și mi-a zis că Fiorentina vrea să-l țină pe Luis Munteanu, să fiți sănătoși. Și așa nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează pe mine acum. Pentru că eu mi-am făcut echipa. Și am luat jucători, mă bucur că am luat jucători cunoscuți, n-am luat nimic, n-am nicio necunoscută. Chichi, Popa și cu Ștefănescu. Jucători care îi știu. Jucători care îi cunosc. În urmă cu puțin timp, cu ceva timp, oricum pe final de sezon, spuneați că v-ar interesa totuși niște variante din străinătate. Vă mai interesează? Nimic. Nimic pentru că nu vreau la nimic, nu mai am nevoie de nimic la Ghici. Păi, domnul Mironică, dacă am două echipe și te pun să tragi la soți, ce mai vrei? Am două echipe. Bine. Putem să spunem acolo că mijlocul Șut Lixandru, asta este o pereche ideală. Dar n-am ce face, adică o să-l trec pe unul într-o parte și pe unul într-o parte. Sau e posibil, depinde de meciul, că dacă, de exemplu, să fie o meci tare, de calificare, vor juca amândoi. Și după aia o să joace ăsta, cum îl cheamă, care l-a luat de la Sibiu. Baba Al-Hasan. Baba Al-Hasan, să zicem, cu Bijuma. Dacă o să fie, adică acolo o să fie încurcătura. În rest, în față, am Coman, George Popescu. Nu mai vreau să-i spun Tavi, vreau să-i când spun credeți George, că va putea să joace din nou George Popescu? George Popescu, el va juca cât de curând, acum am înțeles, a avut nu știu ce operații care îl zicea căldoare, și cred că va veni, când va veni acum, va fi bombă. Și atunci avem multe variante. Că ăsta, Ștefănescu, joacă toată partea aia. Stânga, în aia trei, joacă toate. Stânga, număr 10 și dreapta. Plus că o să jungi cum vrei. Ne-ați mai spus de un jucător versatil care poate să acopere multe posturi. Este vorba de Florin Tănase. Păi Tănase să vedem, peste cam o săptămână, 10 zile, eu cred că da, pentru că bă, dacă n-a găsit până acum, o să găsească acum repede într-o săptămână. Nu? Și dacă vine și Tănase, la revedere, ce mai avem nevoie? Nici nu trebuie să mai joace campionatul, nu? Păi nu mai trebuie să joace, se joacă, că trebuie locul 2, nu trebuie să le ia cineva. Păi nu trebuie, ei joacă, trebuie să joace locul 2. Că anul ăsta n-a fost așa. N-a fost campion cu 7 etape înainte. Nu mai aveam nicio emoție. Da, numai după a treia etapă. Au venit niște antrenori mari în acest sezon, Dan Petrescu și Neil Lennon. Nu credeți că va fi mai complicat acum? Ce știu cu Dan Petrescu va fi complicat, pe care îl cunosc. Pe Lennon nu-l cunosc, nu știu, e posibil să fie valoros, nu vreau să vorbesc de un om pe care nu-l știu, nu-l cunosc. Dar Dan Petrescu, da, ai dreptate. Va fi puțin mai complicat, pentru că Dan Petrescu
eu, un antrenor, foarte complicat, greu să te rus cu el. Aș vrea să vă întreb și de... De-aia spun de eu doar pe, nu pe Bausa, pe Batel n-am vrut, nu pe Bausa. Da. Dar am înțeles că nu vor jucătorii să semneze. Pentru că ar avea variante mai bune. Păi da, Batem, de exemplu, el are varianta FCSB. De ce e prost, de ce se duc acolo, nu? Și nu? Da. Dar pe Batem, dumneavoastră, ce ați vrea să-l jucați? Extremă dreapta nu sau Inter? Nu contează, e jucător valoros, îi găsesc eu locul. Da. În cele și două atunci, echipe. Atunci, dacă ei nu semnează, ce o să fac? Că jucătorii nu vor. Jucătorii poate vor să rămână liberi. Nu, domnule, rămânem aici, eu mai am contract un an, rămân liber. Că poate nu mai are un an contract. Nu? Da. Aș vrea să vă întreb și de echipa națională. Joacă peste câteva zile. Primul meci cu Ucraina, ce sentiment aveți că reușim cu Ucraina? Domnul Ironic, eu spun sincer. Eu nu vreau să mint. Știi că nu-mi place să fiu de la un fals. Eu spun, dacă joacă un jucător, numai unul. Dacă îmi joacă, țin cu echipa națională. Dacă nu îmi joacă niciunul, să vin în cap. Ca să învețe minte. Bine, aveți niște băieți care au șanse să intre, dacă nu... Dom'le, dacă îmi joacă unul, țin cu ei, cu echipa națională. Nu joacă, nu țin. Dar nu că nu țin. Nici nu mă interesează, nu mă uit la meci deloc. Nu întreb dimineața pe meme, ce a fost, bă, cât a fost, ce s-a întâmplat. Dacă joacă un jucător, mă uit. Vreau să câștige echipa cu care am și eu un jucător acolo. Bă, dacă eu am patru și nu ce unul mi-l bage, să fii tu sănătos, bă. Ei, măcar Florinel Coman sigur va intra. Dacă nu, în primul 11 pe parcurs, dar el are... Dacă n-am un jucător în primii 11, nu mă uit, că îl bagă, după aia degeaba îl bagă, nu am în primul 11 jucător, nu mă uit. Întreb dimineață. Domnule Becali, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mai adăugați ceva? Cum? Vreau să mai adăugați ceva legat de echipa națională, de ce ne spuneați? Nu, tată, nu mă interesează echipa națională dacă n-am jucător titular. Și gata, ce-i problema mea? E prea...